Românii se numără printre europenii cei mai interesați de felul în care arată. Dacă pentru sănătate nu acordă prea mult timp și resurse, pentru tratamentele de înfrumusețare, unii au dezvoltat chiar o dependență. Indiferent de anotimp, cei care vor să se remarce aleg saloanele de bronzat și alocă lunar bani pentru a avea o piele pigmentată cât mai închis pe tot parcursul anului. Cererea este în creștere, în principiu pe segmentul bărbaților. Vin din ce în ce mai mulți domni la salon să se bronzeze. Vor să-și mențină pielea bronzată pentru că este mult mai ușor să ai un ten uniform bronzat decât să stai să te chinui vara, să te arzi la mare. Așa preferă să vină la salon, să-și mențină bronzul pe tot parcursul anului și sunt sigur că au o piele sănătoasă. Dacă în Franța dermatologii cer autorităților ca saloanele de bronzat să fie interzise, în România clienții sunt din ce în ce mai mulți, indiferent de sezon. Pentru a atrage clienții, antreprenorii din domeniu își dotează saloanele cu tehnică performantă care ar trebui să le protejeze cât mai bine pielea și implicit sănătatea. Filtrează foarte bine razele UVA și UVB și sunt controlate. Adică nu există riscul să vă ardeți, nu există riscul să aveți un bronz neuniform. Bine, se pune accent foarte mult și pe cremele de bronzat, de accelerare. Este indicat să fie folosite și ele în timpul unei ședințe pentru rezultate cât mai bune și cât mai optime. Costurile reduse ale unei ședințe și dorința de a arăta tot mai bine îi determină pe mulți români să folosească excesiv tehnica de bronzare rapidă, ceea ce pe termen lung poate avea repercursiuni majore asupra sănătății. La aparatele de bronzat, mai ales dacă din motive estetice merge foarte des, riscul este foarte mare. Iar riscul nu este imediat. Efectul nu este imediat. Efectele noi le vedem după ani de zile. Inițial apar așa numitele keratoze actinice, după care are loc transformarea acestor keratoze actinice în carcinoame bazocelulare sau, mai rău, în carcinoame spinocelulare sau melanoame. Utilizarea moderată a metodelor de bronzare artificială și a cremelor de protecție sunt cele mai importante elemente pentru prevenirea îmbolnăvirii. De la an la an, foarte puțin dintre români se sfătuiesc cu medicii și verifică dacă fototipul de piele este compatibil cu ședințele de ultraviolete. Specialiștii spun că acest lucru este imperios necesar înainte de a urma ședințe de bronzare.